Vă spun bună ziua și bine ne găsim la una din sărbătorile bibliotecii. E mai mult decât o sărbătoare obișnuită. Astăzi, 23 aprilie, e Ziua Mondială a Cărții. Din 2005 e Ziua Mondială a Cărții. Deși povestea acestei zile de 23 aprilie, care o magia de carte, este mult mai veche. Din 1923, în Spania, era ziua în care a murit Miguel de Cervantes și atunci spaniolii, pe 23 aprilie, au instituit Ziua Cărții în Spania. A fost preluat de UNESCO în 2005, a fost instituită Ziua Mondială a Cărții. Dacă ne uităm într-un dicționar al personalităților, vedem că pe 23 aprilie s-a născut și Shakespeare, tot pe 23 aprilie a murit Shakespeare, așa că ne îndreptăm, zicem noi, într-o lume a cărților fundamentale, a autorilor fundamentali, și spuneam eu într-un dialog în presa de astăzi că eu aș pune și ziua cititorului de carte, pusă în aceeași zi cu Ziua Mondială a Cărții, pentru că până la urmă, cartea intră în relație cu cititorul. Dincolo de asta, avem astăzi Ziua Națională a Bibliotecarului, o zi firească, zic eu, pentru că trebuie, într-un fel, omagiat, cel care trudește în spatele cărților, cel care face posibil accesul cititorului la carte, cel care gestionează, pun un cuvânt barbar, destinul unei cărți în spațiul public. E o muncă aparte, cred că, de fapt, nu e o profesiune cea de bibliotecar, e o misiune. Și merg pe ideea asta că bibliotecarul este important și la Moscova, și la Paris, și în comuna Păstrăveni, și în comuna Redu, și în comuna nu știu care, sau la Piatra Neamț. Misiunea de bibliotecar este aceeași pentru oricare bibliotecar din lumea aceasta. Și Borges, care a fost un bibliotecar celebru, care a văzut acea bibliotecă infinită, zic eu, a avut aceeași misiune pe care o are fiecare bibliotecar din lume. Tot astăzi este și ziua drepturilor de autor, pentru că în spatele fiecărei cărți e un autor. Noi am încercat prin politica bibliotecii să aducem autorul în mijlocul cititorilor și în mijlocul cărților și din septembrie încoace am avut peste 30 de întâlniri cu autori importanți. O parte se regăsesc în galeria de imagini la intrare în bibliotecă. De altfel, astăzi noi inaugurăm cu această ocazie și galeria de imagini, fotodocument de la manifestările din biblioteca noastră. Am mai avut în perioada din urmă și o inaugurare de bust Eminescu, la fel, e un pariu al oamenilor din bibliotecă, al comunității locale, pe care comunitatea și biblioteca l-a câștigat prin faptul că am inaugurat pe 15 ianuarie, în prezența ambasadorului României la UNESCO, domnul Nicolae Manolescu și președintele unui scriitor, am inaugurat bustul Eminescu, loc de pelerinaj și pentru foarte tânăra și tânăra generație din comunitatea nemțeană. Cred că e o onoare pentru noi astăzi, la Piatra Neamț, să avem oaspeți aparte de Ziua Mondială a Cărții, de Ziua Națională a Bibliotecarului, și avem o personalitate aparte, care poate fi un închinimer și personaj, pentru că atâta vreme cât tinerii de România pleacă spre toate zările posibile, dânsul este un român atipic, născut în America, deci născut în America din tată român, mamă poloneză, și care a venit de vreo 15 ani în România ca să facă lucruri aparte. Și un lucru aparte pe care l-a făcut este că acum 5 ani a inițiat un program Biblionet, se cheamă, care e o gură de civilitate, o gură de civilizație, o gură de cultură, sau altfel de cultură, pentru că suntem în era informației. Este vorba de domnul Paul Andre Baran.
care ne-a învățat, a învățat limba română, care s-a căsătorit cu o domnișoară din Broșteni, e asimilat într-un fel spațiul românesc și naturalizat spațiul românesc. Și împreună, discuțiile pe care am avut preliminar la nivelul Consiliului Județean, a fost dimineața asta la domnul președinte Cuvinte Tăriță, am gândit strategii și parteneriate pentru perspectivă, nu neapărat fonduri, cât mai ales sfaturi, pentru că vine dintr-o lume culturală. Din partea Consiliului Județean, la conferința noastră de astăzi, domnul vicepreședinte Dan Manoliu, care a venit din respect pentru instituția bibliotecii și care demonstrează în felul acesta că avem Consiliul Județean aproape și că putem face împreună proiecte mari. Avem de asemenea un eveniment în biblioteca de astăzi, e o întrunire a unui grup de bibliotecari meritoși din județ pe un proiect care înseamnă profesionalizarea în domeniul informaticii, iar cel care, sau cea care ne ajută, este ofițer advocacy, doamna Daniela Drăghici. Foarte mare de program, un proiect care este Biblionet. Îl rugăm la conferința de presă de astăzi, mulțumim presei că este alături și mai ales subliniind faptul că nimic nu am făcut aici sau nu ar fi avut ecou în comunitatea nemțeană dacă nu am fi avut de partea noastră presă, care a fost un sprijin permanent, pozitiv și care a făcut ca numele bibliotecii să fie foarte des rostit în comunitatea nemțeană. Vă rog pe domnul vicepreședinte să ne adreseze un cuvânt. Bună ziua tuturor! Vin cu plăcere la orice invitație a directorului și a bibliotecii județene, care în continuare îl consider un lăcaș de cultură necesar tuturor. Salut și le mulțumesc invitațiilor și oaspeților bibliotecii că s-au aplecat asupra acestei locații, asupra acestui județ, asupra acestui oraș. Îl felicit pe domnul Aurel pentru întoarcerea, să zic așa, la strămoși, Paul, domnul Paul Baran. Veneau un miel atât cu Paștele, da. Totodată transmit salutul și regretul că nu a putut participa direct, dar treburile au impus a domnului președinte Culiță Tărâță, care de asemenea este alături de tot ceea ce înseamnă bibliotecă, tot ce înseamnă cultură, tot ce înseamnă carte. Privitor la cele trei sărbătoriri, să le spun așa, care le petrecem astăzi, Ziua Mondială a Cărții o consider nu numai o zi mondială a cărții, ci pot spune că e Ziua Mondială a Culturii și Civilizației. Pentru că, începând din cele mai vechi timpuri, prin papirusuri, prin letopisete, prin documente, ni s-a transmis experiența și civilizația din cele mai vechi timpuri până astăzi. Și de aceea consider că cartea este poate singurul instrument care a dăinuit și dăinuiește în timp și ne ajută să avansăm în continuare în ceea ce înseamnă și civilizația modernă, ținând cont de experiența și de tradițiile din trecut. De asemenea, cu această ocazie doresc să le transmit tuturor bibliotecarilor sănătate, bucurii și mulți ani, pentru că bibliotecarii sunt păstrătorii și transmițătorii de carte, deci implicit păstrătorii și transmițătorii de cultură și de civilizație.
Și am un cuvânt de respect și pentru autori, că și-au aplecat și și-au așternut gândurile pe această filă sau pe aceste file de hârtie, care la în final înseamnă cărți și care prin asta transmit o bucățică din viața cotidiană sau din trecut generațiilor viitoare. Încă o dată, mulți ani celor sărbătoriți astăzi, viață lungă și felicitări domnule director și tuturor angajaților Bibliotecii Județene, că ne reprezintă cu cinste atât pe noi, Consiliul Județean, cât și județul, cât și ceea ce înseamnă toți locuitorii județului. Felicitări! Hai. Mulțumim, domnule vicepreședinte, pentru acest cuvânt, pentru sprijinul arătat în timp și pentru, mai ales pentru ce vom face împreună mai departe. Aveți la îndemână câteva mape întocmite de colegul nostru Virgil Cojocaru cu date ce a însemnat biblionetul în Neamț. A fost o activitate poate prea puțin cunoscută în județ. În 5 ani au venit peste 20 de miliarde de lei, înseamnă o sumă impresionantă, care s-a transformat în calculatoare în aproape toate comunele din județ, care au însemnat profesionalizarea bibliotecarilor, care au însemnat reconstituirea și reconfigurarea comunităților locale în jurul bibliotecii. Pentru că biblionetul a însemnat sprijin pentru APIA, de exemplu, în fiecare comunitate. Biblionetul înseamnă relația cu lumea prin internet a tuturor comunităților, într-o lume divizată și împrăștiată cum e cea românească, cu români în toate țările, internetul și tot ce s-a întâmplat în fiecare comunitate prin bibliotecă a însemnat o relație cu lumea și a însemnat extrem de mult. Despre toate aceste lucruri îl rugăm să ne vorbească domnul Paul Andrei Baran, cel care s-a ocupat din partea Fundației Bill Gates pentru România în această uriașă investiție la nivel național, care înseamnă, nu ne dăm noi seama, de fapt, de proporțiile civilizației pe care au adus-o în România prin sistemul informațional care a însemnat biblionetul. Îl rugăm pe domnul Paul Baran să... Bună ziua! Eu vreau, în primul rând, e domnul Bostan și Virgil. Noi am început împreună aici, acum 5 ani, proiectul Biblionet și eu vreau să-i mulțumesc și pe dânsii că împreună am putut să lucrăm și să dezvoltăm infrastructură din județul Neamț. Eu sunt și eu... E foarte interesant când lumea laudă ce a făcut Biblionet, când de fapt bibliotecarii au făcut toată munca grea. Noi am venit cu investiție, noi am făcut puțină formare, dar pasiunea, abilitățile, zi de zi, lucratul cu public este datorită fiecare bibliotecar în programul și în țara noastră. Astăzi e o zi interesant, e o zi care eu sper că pentru toată lumea este nu să fie spus vouă ce înseamnă biblioteca sau bibliotecar, dar poate este un moment în care voi puteți întrebați pentru voi ce înseamnă biblioteca în viața voastră și bibliotecar. Astăzi e o zi în care eu mă întreb și pe mine, eu am doi copii mici, eu merg cu ei la bibliotecă, ce o să înseamnă pentru ei, ce a însemnat pentru mine și în continuare înseamnă pentru mine, de ce fac jobul care fac. Biblioteca publică face parte dintr-un sistem de învățământ. Cea mai importantă investiție care poți să faci pentru o țară este în a culturiza, de a învăța publicul să fie mai înțeleaptă, să fie mai descoperăț, să profite, să dezvoltă. Și biblioteca publică face parte din acest întreaga lanț de a dezvolta o țară. Este rușinos cum a fost tratat bibliotecile în România în ultimii 20 de ani, cât de uitat și de populație, dar și de administrațiile,
a fost uitat în totalitate. Eu când am început programul VideoNet, era în jur de 8-9% din români care aveau un abonament la bibliotecă publică. 8-9%. Astăzi suntem undeva la 16-17% oficial. În Statele Unite, când am plecat, a fost peste 60%. Și tot întreb, dar care este diferența? De ce nu merge românul la bibliotecă și de ce merge americanul? Care este diferența pentru ei? Și, evident, este o perioadă de timp în care tinerii au oprit să vină. Sau nu au găsit la bibliotecă ce a avut nevoie. Da? Nu exista. Ce vedem cu BiblioNet este nu că calculatorul este cel mai important lucru într-un spațiu de bibliotecă, că și cartea are o valoare imensă, ci faptul că adresăm o nevoie acută în societatea românească, unde lumea astăzi încă au o greutate de a accesa internet, e scump pentru omul la rând. Eu, cum am familie acum și am lăsat copiii la Broșten, nu toți vecinii de acolo pot să aibă un abonament la bibliotecă, dar toți pot să merg la bibliotecă și toți pot să intre pe internet gratuit. Asta e un lucru care se poate face. Și aici este un lucru care este un moment cheie pentru biblioteca, este faptul că dacă reintroducem adulți și copii și tineri la bibliotecă pentru această nevoie acută de acces la internet, de a învăța cum să beneficiem de informație la zi, de a beneficia de diferite servicii, mai ales administrative, că s-a discutat ce facem cu APIA, în ultimii 3 ani, peste 90.000 de fermieri au intrat într-o bibliotecă publică și au accesat fonduri, subvențiile lor agricole, la bibliotecă, accesând peste 120 de milioane de euro. Acest fermier, care poate zi de zi nu intre la bibliotecă, nu-i pasă. Astăzi are o altă relație. N-a trebuit să cheltuiește bani să meargă într-un loc, nici timp putea să meargă la o bibliotecă publică și când copilul lui întreabă, pot să merg și eu să joc la calculator sau să iau carte? Alte relații. Deja amândoi au o altă relație cu această instituție. Și pentru mine, BiblioNet, cel mai important lucru nu era calculatoare, nici internetul, este faptul că poporul român, în general, începe să revine la bibliotecă. Încetul cu încetul începe să beneficieze și să dezvoltă din cauza acestei instituție și pentru ce a fost dezvoltat. Pentru a ajuta populația să devină independenți și să hrănesc singurii. Asta este ce face bibliotecarul. Mă îmbunătățește, făcând pe mine ca eu să pot să dezvolt fără voi. Ca eu să pot să accesez o carte sau informație, ca eu să auto-învăț constant. Și mă îndrumă pentru acest lucru. Noi cei care am fost la facultăți, care am avut o însuire de familii bune sau nu, dar care am avut pasiune, facem asta în mod natural. Dar sunt milioane de oameni care au nevoie de un îndrumător și bibliotecarul este îndrumătorul pentru tot publicul. Nu face parte din școală, face parte din societate. Și aceste oameni, dacă sunt acum recunoscuți, numai așa să putem să dezvoltăm țara în întregime, cred eu. Programul BiblioNet este la sfârșit. Noi am oferit, am instruit peste 3.000 de bibliotecari în toată țara, am adus calculatoare la peste 2.300 de biblioteci publice. În România sunt în jur de 2.800 și puțin de biblioteci publice existente. Atunci, aproape la toate, cei care nu au intrat în program este din cauza că primarii sau n-au vrut, sau l-au desfințat biblioteca între timp, sau nu vreau să angajeze bibliotecar. Toate aceste lucruri ar trebui și în parțial este ilegal. Și presa aici și voi puteți ajuta să spuneți, asta este rușinos, că într-o comună oamenii au acces și în alte comune nu se întâmplă așa ceva. Din cauza că un om, o personalitate, hotărăște că așa vrea el sau așa vrea ea. Asta nu se poate într-o societate care avem noi, ca unii să beneficiază de un bun public și altul să nu. Este deja discriminare. Și aceste lucruri sunt evidente și există în România. Atunci 2.300 de biblioteci, bibliotecari instruiți, programul se dezvolte, tot mai mulți români intră în biblioteci. Acum, anul ăsta, noi am aflat din toate bibliotecile județene, sunt 41 de biblioteci județene, București este bibliotecă județene pentru Ilfov, de asta sunt 41, în jur de aproape 30% din bibliotecile județene, pentru prima dată, au o creștere de buget.
Și noi suntem foarte fericiți. Au crescut bugetele către bibliotecile județene și s-au deschis anul ăsta, ce știu eu, numai în aici, câte s-au deschis? Ai zis 6 din 9? 6 în comunele nou înființate. Da. Atunci 6 biblioteci s-au deschis în comunele nou înființate. În Cluj s-au deschis mai multe, în Timiș se deschid mai mult și asta e un semn pozitiv, că au fost uitate și tot mai mult. Noi când am întâlnit cu domnul președinte, asta e un lucru care am pus pe masă. Vă rog să ne ajutați să punem presiune asupra primarii care, fără rușine, închid sau nu vor să deschid bibliotecile. Asta este, cum v-am spus mai devreme, un bun public. Și dânsul a fost foarte deschis la ideea să aplică și dânsul presiune care poate. Un alt lucru care, că acum spre sfârșit, care încercăm noi să lucrăm foarte mult, este să găsim cum putem să găsim alte forme de finanțări pentru biblioteci. Cum biblioteci poate să diversifică serviciile oferit publicul, ca tot mai mult public să vină și să aibă o ofertă pentru ei. Noi, la domnul președinte, am discutat posibilitatea de a include toate bibliotecile din județul Neamț în planul de dezvoltare, ce ar fi planul de dezvoltare județului, care intră în planul de dezvoltare regional. În România s-a făcut deja în două județe acest lucru, în Gorj și în Cluj, și acum se lucrează și în Brașov. Avantajul este că asta le oferă bibliotecarii acces la fonduri regio, care până atunci nu aveau acces, care e încă și este mai apropiat ca evaluări de zonă. Nu trebuie să merge până în București, este evaluat mai apropiat de voi. Atunci noi în continuare încercăm să găsim alte căi de finanțări, alte moduri în care să putem sprijini și să continuăm să sprijinim sistemul. În rest, asta este bunul nostru. Noi plătim taxele, noi o iubim sau urăm ce vrem noi, dar este a noastră și este responsabilitatea tuturor. Și Paul Baran, și soția mea, și părinților noștri, și indiferent ce meserie avem, să spunem că asta e un bun care ajută publicul. Unul din puținele care ajută publicul să dezvolte. Atât am spus. Mersi. Mulțumim. Domnul Paul Baran va răspunde întrebărilor dumneavoastră dacă sunteți curioși să aflați lucruri noi. Ideea este că am și vorbit cu dumnealui, am și vorbit cu domnul președinte Ferică. Noi am inițiat la nivelul bibliotecii județene, pentru că noi nu suntem doar bibliotecă a unui municipiu, ci bibliotecă județeană. Am inițiat ceva care va însemna momentul zero în biblioteca județeană Neamț. E vorba de un buletin al bibliotecilor care va apărea semestrial. Primul număr va apărea în mai, la capătul lunii mai, cu ocazia zilor bibliotecii. Am dat un chestionar la fiecare bibliotecă, în fiecare comună și vom vedea câte cărți sunt, cum este utilizat fondul de carte, posibilități de creștere ale bibliotecii, implicarea administrației publice locale. Prin Constituție, românul are dreptul la cultură. Atâta vreme cât sunt comune în care nu s-a investit un leu în carte în ultimii 5 ani, 10 ani, 2 ani, 3 ani, înseamnă că acolo a fost încălcat practic un principiu constituțional și a încălcat un drept fundamental al omului care trăiește în comunitatea undeva în județul Neamț. De asta îi vom face, zicem noi, vom face publice și rezultatele pozitive, dar și cele negative, de când pe acest moment zero în biblioteca județeană. Ne va ajuta foarte mult tot ce avem la nivelul informatizării, evident, prin programul Biblionet. Și zic eu că în mai vom ști exact cum stăm cu biblioteca publică în județul Neamț. Avem alături pe doamna Daniela Drăghici, cea care a profesionalizat în timp și Neamțul a beneficiat cu prioritate foarte mulți bibliotecari, a pregătit personal care la rândul lui a profesionalizat public și bibliotecari din comunitățile locale. Vă rugăm să vorbiți despre relația cu Neamțul. Relația cu Neamțul este foarte strânsă. Bună ziua, vă salut cu drag și vreau să vă împărtășesc, să preiau de unde a lăsat Paul
lucrurile, la ideea de durabilitate, pentru că, într-adevăr, programul Biblionet, să zicem, se încheie teoretic, dar nu există să se termine, el va merge mai departe și tocmai în ideea asta de durabilitate, astăzi se întâmplă o premieră națională, nu mai în județul Neamț, nimic, nicăieri în altă parte, și cursul de advocacy, adică de, într-un fel de profesionalizare, cum zice domnul director, a bibliotecarelor și bibliotecarilor din bibliotecile locale, care se confruntă cu problemele bibliotecilor și ale comunităților, să învețe cum să facă față unor situații, cum a menționat Paul, de discriminare, de lipsă de finanțare, de lipsă de carte, de tot felul de lipsuri și cum să-și convingă factorii de decizie aici alături. Sunteți o țintă extraordinară, la fix așezat aici. Cum să-i convingă să facă ce trebuie pentru comunitate. Acest curs se întâmplă pentru prima oară la nivel local. Și, ca să fie și mai mare surpriza, avem chiar o bibliotecară locală, colegă din județul Harghita, care face câteva secvențe din acest curs cu bibliotecarele, câteva bibliotecare locale din județul Neamț. Testăm această idee ca să vedem dacă Neamțul, în felul ăsta, devine un model practic pentru toate celelalte 41 de biblioteci județene, ca să se întâmple și așa ceva mai departe. O să vadă domnii primari, e vreun domn primar pe aici? Dar nu contează. O să vadă online și o să vadă ce anume valențe și ce putere au bibliotecarele și bibliotecarii din mediul rural. Ceva, într-adevăr, cum ați spus, trebuie valorificați, trebuie prețuiți, pentru că ei sunt, de fapt, forțele acolo, iar factorii de decizie să zică și mai ales să facă așa cum li se spune. Dar, ca să înțelegeți și mai bine de fapt despre ce este vorba, eu cred că vreți să auziți chiar o bibliotecară de aici, dintr-o bibliotecă locală, care ia parte la cursul de astăzi și care poate să vă împărtășească două crâmpeie din ce am făcut noi până acum, pentru că au zis fetele până acum, aici trebuia să vină presa și să vadă ce anume facem. Cine ești și ce ne spui? Mă numesc Lidia Richter, reprezint Biblioteca Târgu Neamț. Daniela mă provoacă să spun. Deci noi de vreo două ore participăm la un curs foarte interesant. Deci la colegele noastre și mulțumesc Belindei pentru ceea ce ne-a provocat și pentru GETA, la ce ne-a provocat. Deci am aflat în primă fază ce înseamnă advocații. Spun din proprie experiență că noi anumite lucruri le făceam în bibliotecă. Consider că ceea ce se întâmplă astăzi este o provocare la a participa la un curs, la întregul curs, și vă rugăm să faceți acest lucru pentru noi, pentru a ne sintetiza și a pune și a stabili planurile pe care noi trebuie să le facem pentru a putea să implementăm acolo unde suntem, în relația noastră cu instituțiile și în special cu administrația, pentru că noi am înțeles și cred că de când participăm la cursuri de formare, și Biblionetul a fost unul din cursurile care ne-au propulsat în comunitate, și eu ca un bibliotecar sârguincios acolo unde sunt, cu o experiență de 20 de ani de acum în bibliotecă, am simțit acel val, chiar dacă uneori, trebuie să o spunem și asta, Biblionetul ne-a cam enervat din jocurile prea multe a copiilor, trebuie să spun și treaba asta, dar după mine a fost sistemul prin care noi, de la firul ierbii, cum zice și Daniela, am putut să facem educație. Deci prin Biblionet, prin această tehnologie care a atras și a suplinit o nevoie a utilizatorilor și adulți și mai puțin mari, mici, bătrâni de toate vârstele, noi am încercat și am putut face acolo educație, și când zic educație, nu numai culturală, educația de la bază. Deci am reușit prin acest program implementat, încă o dată țin să spun că este un lucru, și dacă luăm fațetele acelor două acestei probleme, Biblionetul este un avantaj foarte mult pentru bibliotecă. Deci noi începem să fim vizual și să apărăm în comunitate ca acel far care există undeva la mare, să putem ca vapoarele să ajungă unde trebuie. Eu simt acest lucru și îmi place să spun și dau un singur exemplu și cu asta închei. Sunt copii care
pentru a fi la Biblionet. Știu să se spele pe mâini, vin curați, își schimbă ciorapii cum trebuie, deci vă spun lucruri concrete, ceea ce fără rușine trebuie să o spunem, deci este educația primară. Știu să salute, nu trântesc ușa, salută pe stradă, deci pentru a intra la Biblionet și pentru a fi acceptați la acea jumătate sau oră cât este stabilit de program, ei au învățat aceste lucruri, de la cei foarte mici. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult și să sprijine biblioteca, pentru că ceea ce spunea Paul, într-adevăr este și trebuie să... Am fost în America și ceea ce m-a surprins prima dată a fost faptul că toată lumea citește. Pe stradă, în metrou, pe unde citește, eram înnebunită de ce citesc aia și la noi nu. Deci cred că trebuie să ieșim din zidurile bibliotecii, să mergem în toate spațiile non-formale și cum vrem să le spunem și să... Exemplu trebuie să fie al nostru prima dată, deci dacă citești în parc o carte, vă garantez că va veni unul lângă tine și va citi. Nu citești nici tu o carte, cel care ești cu cartea, nu știu dacă se stă la bărbă. Vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune și la mulți ani. Mulțumim foarte mult! În concluzie, biblioteca nu mai e numai despre cărți. Este despre comunitate, problemele comunității care se pot rezolva cu ajutorul bibliotecarelor eroine din comunitate. Despre asta e vorba, iar presa este invitată ca partener activ în toate proiectele. Mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru susținere mai ales. Sigur că nu mai e extrem de spectaculos faptul că suntem la ziua bibliotecar, nu se întâmplă nimic spectaculos, se întâmplă normalitate, de fapt. Noi acum vorbim despre normalitate, iar presa poate da semnalul normalității într-o societate, abandonând puțin sfera aia a spectaculosului, uneori facil, alteori nu. Spunea doamna Richter și am să-i preiau vorba de ce românii citesc mai puțin. Noi ne naștem gata deștepți. Românii se naște gata deștepți, statele americani care trudesc atunci. Probabil că asta e explicația, pun în ghilimele și sublinierea de rigoare. Nu există altă cale să devii deștept decât prin lectură. Asta e lucru. Nu s-a inventat o pilulă, o injecție, ceva să te mai deștept. Nu. Doar prin cap. Sau poate o parte a societății nu vrea să devină deșteaptă, nu vrea să devină cultivată, nu vrea să devină sau să devină pur și simplu, pentru că ea carte presupune devenire. Ideea este că astăzi sărbătorim bibliotecarii din toată România, din Biblioteca Neamț. Cred că ar fi fost normal să-i vedeți pe toți cei care stau în spatele cărților. Surpriza plăcută pentru mine venind în bibliotecă, eram scriitor de cărți, cititor de cărți, acum sunt și eu, într-un fel, bibliotecar. Surpriza plăcută este să găsesc aici lume profesionalizată. Trebuie să apreciez faptul că domnul Bostan a creat, prin efort propriu, cu sprijinul Consiliului Județean, o infrastructură deosebită. Cred că suntem una din bibliotecile cele mai bine dotate din România, și ca spațiu, și ca alte dotări. Aici am găsit oameni profesionalizați, profesioniști, de la domnul Virgil Cojocaru, metodist, care are relația cu toate bibliotecile din comună, din comunele județului, domnșoara Mihaela Mereuță, care se ocupă de relația interioară a serviciilor din biblioteca, biroul din bibliotecă, alt exemplu, Cristina Catană, care gestionează fondul Gete Chirilianu, care este o avere uriașă pentru comunitatea noastră. Mai sunt alte compartimente, compartimentul de informatizare cu domnul Costache Agache, cel care conduce, compartimentul de contabilitate cu doamna Mihaela Enăchescu, sunt alte compartimente, fiecare nume de bibliotecar ar trebui astăzi pomenit, pentru că îi sărbătorim pe fiecare în parte. Dacă îmi permiteți, ca un semn de recunoștință din partea bibliotecii, Biblioteca Județeană Gete Chirilianu Neamț acordă doamnei Daniela Drăghici, în semn de recunoștință pentru promovarea bibliotecilor publice din județul Neamț, acest înseamnă. Mulțumesc foarte mult! Sunt onorată și
vă mulțumesc, e prima plachetă pe care o primesc în viața mea. Așa că sunt recunoscătoare. Neamț, relația mea cu Neamț este mai puternică. De asemenea, biblioteca acordă domnului Paul Andrei Baran un semn de recunoștință pentru promovarea bibliotecii. Mulțumim mult! Dacă aveți întrebări pentru invitații noștri, vă sunt la dispoziție. Mai ales cei de la presă. Cei de la presă, da. Comunele în care nu avem biblionetă, serviciul de biblionetă. Mai. Bârgăoan, Rediu. Rediu? Da. Păstrăven. Boghicea? Nu, dar Boghicea e comună nouă înființată, a avut o înființată bibliotecă. Cam asta ar fi. Și motivele mari nu au avut să... Motivele... N-au creat condiții n-au de creat condițiile pentru implementarea bibliotecii. Pentru că există un lucru pe care nu știți, probabil, și trebuie subliniat. Calculatoarele care s-au dat prin programul Biblionet sunt monitorizate de undeva central. Niciun primar nu poate lua calculatorul să-l mute, să facă altceva în primărie. El este monitorizat. Deci nu poate fi deturnat de la scopul pentru care a fost adus în comunitate. Ei, foarte mult au fost enervați de acest lucru, pentru că nu au putut să ducă calculatorul în propriul birou să facă altceva. Nu. El trebuie să rămână în bibliotecă. Dincolo de asta, dacă biblioteca nu funcționează după parametrii riguroși, program, bibliotecar angajat, intră în culpă și acel contract semnat între comunitate și serviciul Biblionet poate fi denunțat în detrimentul comunității locale care trebuie devine pasibilă de diverse pedepse. Deci e foarte bine făcut acest sistem încât nu poate fi deturnat de către primar. Mai avem comune în care funcționează defectuos, pentru că nu avem angajați în momentul acesta, Grințieș, Ceahlău, Poiana Tei. Trei comune în care nu avem bibliotecari. Suntem în culpă noi în ceea ce privește parteneriatul cu Biblionetul. Sperăm ca în perioada următoare să putem să rezolvăm și acest lucru. Cu finanțarea necesară, evident, din sursa prietenilor. Uneori avem sprijinul Consiliului Județean și nu avem celor locali. Nu nimic, învață bibliotecarele chiar astăzi cum să facă treaba acolo, să rezolve. Dacă mai aveți întrebări, vă rog. Este Ziua Internațională a Cărții. Înaintea spunea că jurabul nostru, Ion Creangă, este puntea dintre trecut, prezent și viitor. Vă rog să țineți seama de ce e și avem de lucru. Sănătate! Mulțumim! Vocea cititorului! Da, e adevărat. Alte întrebări? Poate către bibliotecarele locale care sunt aici. Să știți că asistența e făcută din bibliotecarele locale care au venit special astăzi și care se confruntă cu problemele comunităților. Poate asta ar fi mai interesant să vedeți. Sunt 17. Uite, o bibliotecară locală care vrea să spună ceva. Aici este într-adevăr personajul important. Mă numesc Antonella, sunt bibliotecar comunal la Comuna Păurei. Și am un număr de 8400 de volume. Am o problemă foarte delicată legată de acest serviciu. Sunt calificată de 22 de ani de zile. Am lucrat și în învățământ 3 ani de zile. Pe raza comunei lucrez de 25 de ani. Deci mă cunosc toți copiii de la cel mai mic până la cel mai mare. Ultimul utilizator ieri a fost de 10 luni jumătate la mine în bibliotecă, dar din păcate nu am bibliotecă de aproximativ 240 de zile. Motivul este că am avut biblioteca într-un spațiu unde s-au investit 200.000 de lei, aproape, deci în banii vechi, 2 miliarde de lei. S-a renovat clădirea și s-a făcut extraordinar de frumoasă, unde au mai fost aduse încă două grupe de grădiniță. Am avut baie separat, atât pentru utilizatorii mei de la bibliotecă,
am intrat pe aceeași ușă, numai că, în schimb, niciodată utilizatorii mei nu au perturbat programul grădiniței. Deci, ce s-a întâmplat? Am ajuns la proces contencios administrativ cu Consiliul Local, domnul primar și domnul secretar, datorită faptului că eu m-am îmbolnăvit, deci mi-au dat o hotărâre de Consiliul Local pe care nu am vrut să o respect. Am ajuns în audiență la Consiliul Județean, la prefectură, peste tot, la domnul deputat Dornel Ursărescu și așa mai departe, la Biblioteca Județeană, la IRIX, am făcut adresă, da, la Ministerul Culturii, așa, și am primit răspunsuri și atâta timp cât am fost internată în spital, m-au băgat într-un inventar imprevizibil și mi-au spart biblioteca între timp ce eu eram internată în spital. Am stat 61 de zile internată în două etape, în septembrie, în noiembrie 2013 și mi-au cărat forțat comisia de inventariere, mi-a cărat forțat biblioteca. Deci mi-au pus cărțile în saci și le-au transportat din satul cu cel mai mare număr de locuitori, 1100, într-un sat efectiv cu 180, aproape 200 de locuitori, la marginea pădurii, unde au zis că o să vină să-mi citească ursul din buloc, Băcare și Ciudenii. Așa mi-a comunicat domnul primar Ungureanu Vasile Dragoș. Deci, în concluzie, sunt foarte nemulțumită de actuala conducere, nu mai zic de fonduri de carte, nu mai zic de nimica. Deci nu am un utilizator din septembrie, de pe 2 septembrie, de când m-a băgat în inventarul imprevizibil și o să avem și primul termen. Îmi pare foarte rău, am lucrat foarte mult cu utilizatorii și cu cei maturi și cu ăștia mici. Regret foarte mult faptul că sunt singură în bibliotecă, deci lucrez la registre sau ca un cuc acolo de când am terminat inventarul și... Mulțumim, da. Sunt și cazuri particulare, de asta vorbeam de acel moment zero din Biblioteca Județeană. Vom regăsi și cazurile particulare în buletinul de informare a bibliotecilor din județul Neamț, care va apărea. Doamna o să aibă cazul expus acolo, pentru că aici sunt câteva lucruri încălcate din prevederile programului Biblionet în comunitate. Azi, mă repet, ziua bibliotecarului, ziua cititorului și ziua respectării drepturilor de autor. Și a bibliotecarilor, în definitiv, poate apelăm la presă să ne ajute să facem puțină ordine în astfel de cazuri. Mulțumim pentru prezență, dacă nu mai sunt alte întrebări. Mulțumim domnului Paul Andrei Baran, mulțumim doamnei Daniela Dregis, mulțumim președintele Județean prin domnul Dan Amăliu, vicepreședinte al Consiliului Județean, mulțumim presei pentru prezență.